Am doar codeină, promes și coca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Busola noastră de azi ne îndreaptă spre locuri unde se adăpostesc acum păsările. Adeseori privim cu regret parcă când vedem că zeci de stoluri își îndreaptă direcția spre țările calde. Dar să nu ne întristăm prea mult, pentru că în primăvară ne vom revedea din nou cu prietenii noștri. Și apoi nu strecurăm nici o clipă de tristețe, pentru că suntem la Universul Copiilor, emisiunea care va aduce cea mai bună dispoziție. Doamne. Nu cred! Cum m-a nimerit, frate, tocmai în ultima secundă? Nu știu. Hei, prieteni, știți voi la cine mergem în vizită astăzi? Este o ființă fragilă, cu penaj negru și nu stă nicio secundă locului, iar arborii sunt adăpostul ei. Cine să fie oare? Să aflăm împreună! Mor. Joc, e ultimul joc, fac 500 plus și mă piș pe el de joc. Și mă mai joc astă seară, că sparg tot, tot sparg. Dar n-am vrut să-mi dau drumul. Am doar codeină, promes și coca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă... Înainte râdeam noi de câini pe stradă, îi vedeam umblând cu botnițe. Acum arăt câinii de-ai pe stradă, bă, proștia! Ham, că uite acum poartă ei bodnița, așa, cred că asta a fost numai blestemul câinilor, cred că a fost ăsta, în sfârșit. Și să începem cu doamna Șoșoacă, o zi că a fost în Parlament, eu nu mă uit la știri, așa că pot să spun multe prostii aici, informațiile nu sunt verificate sau, din așa din ce am auzit din povești, că nu mă uit la știri niciodată, nu-mi placă. Mai aud, ce e important oricum, aud de la alții. Să uită alții și pentru tine. Da, deci... Am auzit că s-a dus în Parlament fără bodniță, fără masca aceea importantă, impusă de lege. Tu, dar n-ai mască la gură. Da. Păi sunt în casă aici, ce mă păi mască... Păi nu contează. Sunt eu câine? Da. N-avea mască și s-a dus în Parlament, a vrut să intre. Ăia săracii când au văzut că vine unul fără mască... Fugiți, bă! Ucis ușile s-au baricadat înăuntru sau... Da. Și când mi-a povestit puieletă de treaba asta cu fata care s-a dus și a vrut să intre și aia cu iatușa, mi-a trecut prin minte următoarea melodioară și anume parlamentarii înăuntru sau ce erau ăia, în sfârșit, guvernanți, parlamentari, în sfârșit. Colegii. Erau unii acolo. Da. Știți, aia care ne toacă bani. Care ne conduc țara cu multă atenție. Și... Așa. Deci erau băieți acolo înăuntru. A venit fata, ăștia am creat ușa și în mintea mea a apărut imediat melodia pe care o cânta fiecare dintre parlamentari sau guvernanți sau ce erau ei acolo înăuntru. Deci fiecare din ei cânta așa. Nu mi-e frică, nu mi-e frică de bau bau, dar mi-e frică, dar mi-e frică de șoșoacă. Da, săraci de ei. Diceală și-l dă din prea încet, că pe rotiță de aia și se vârte ușor. Ce, de unde mama ta veniți, bă? Ia uite și tu cât a podul făcut ăla! Chilaura. Nu se poate. A avut efect de pune blocuri. E doar via lui Mercea. Ai Ce? Frate, nu e posibil așa ceva, bă, nu e posibil. Era cu spatele la mine și mă aruncă în dreapta. Ce? Bă, nu e posibil, pe bune vorbesc. Căzusem aici, îmi dă o sabie și mă aruncă peste zi de două blocuri. Cum pui mei în sus? Lasă. Bună, n-are cum. Hai, bă, dacă mă bătea pe bune, ziceam, dar nu m-a bătut pe bune. Cum vi s-a părut călătoria noastră la păsărica mititică? Am observat noi că fiecare pasăre din această familie are câte o atribuție. Împart munca la fel ca frații. Un exemplu bun de urmat.
Apropo, voi la fel faceți cu frații sau surioarele voastre? Dacă da, formați o echipă de nota 10, iar părinții, la sigur, sunt încântați de ajutorul vostru, la fel ca pasărea mamă din cântecel. Acum sporim atenția pentru că urmează curiozități și aici ne îndreptăm spre tărâmurile Oceanului Atlantic pentru a afla despre pasărea numită Clovnul Oceanului și pasărea Rinocer. Wow, fascinant! Vreau și eu mai repede să o cunosc. Cred că și voi la fel. Mort. Joc, e ultimul joc, fac 500 plus și mă piș pe el de joc. Și mă mai joc asta seară. Că spar tot, tot spar. Я ухожу из телевидения. Всё. Что? Wow, vreau și să mă droghez dacă e așa tare. Am doar codeină, promes și coca în ADN. Nu mă fug cu orice jabră, nu. Știați că pufinul este singura specie de păsări de mare nordice care trăiește în Oceanul Atlantic. Pufinii sau clovnii oceanelor sunt păsări cu un aspect deosebit. Ce bună fa! Ce bucuș, bă, Lunitons! Radule, hai că ai regele de pisodos. Cu ciocul mare în formă de triunghi, încovoiat și portocaliu, cu ochii mici, negri, pieptul alb și spatele negru, având labele mari și roșii. Interesant la aceste păsări este faptul că aterizează pe burtă datorită picioarelor care sunt așezate mai în spate. Pot zbura foarte repede și în același timp sunt buni înotători. Această specie de păsări care poate fi întâlnită pe coastele oceanelor Atlantic și Pacific este pe lista speciilor pe cale de dispariție. Pulifrici! Păi și-am mai șper să mă piși, bă, a apărut pulifrici, îți mai era și scheletul ăla care trăgea mine. Pișeam aș pe el, ia uite și ăsta scăpă ca... Știați că pasărea rinocer are cel mai negru cap dintre toate păsările. Deși ciocul este mare, el este ușor datorită țesutului spongilos și lacunar din interior și îl folosesc ca și papagalii ca ajutor la cățărat. Ochii acestor păsări sunt prevăzuți cu un fel de gene, caracter întâlnit rar la păsări, iar picioarele sunt dactile, uneori cenodactile. Talia păsărilor rinocer diferă de la mărimea unei stâncuțe până la forme gigantice care depășesc mărimea unui curcan. Penajul este închis, negru, negru cenușiu și cafeniu, iar cele din dreptul cozii au rolul de a compensa greutatea capului. Nudity sensor, el e pus pe off nudity sensor, adică mie să-mi apară aia, să-mi apară ăla cu belengerul mare pe ecran, să-l fâlfâie la mine pe ecran, să freacă ăștia, aia mai lipsea mie, că eu am venit să mă joc aici să-i văd pe ăștia cum să freacă. Dragii mei, atât pentru astăzi. Cine n-a prins emisia noastră în întregime, ne puteți revedea și pe pagina de Facebook Universul Copiilor. Eu vă spun pe curând, până la noi revederi, prieteni! Smurt! Joc, e ultimul joc, fac 500 plus și mă piș pe el de joc. Și mă mai joc asta seară. Că spar tot, tot spar.